Iar cei care au votat pe Ceremie, pe Voronin, v-ați gândit vreodată că Voronin o să ducă Filat Plahotniuc, cu toate că eu v-am preîntâmpinat anul trecut despre aceasta? De ce în actualul Parlament, unde oligarhii controlează peste 70 de mandate, nu este nicio șansă de a face regulă? Doar alegeri parlamentare începate. Și paralel, trebuie să întoarcem cetățenilor să aleagă direct președintele țării. Și atunci, oamenii vor decide. Poporul va decide. Plahotniuc vă sună, cred. Prima efir îi trebuie. Cine are prima efir, iau-te câte camere ce sunt.